Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de zi. Tema noastră este, după cum vedeți astăzi, drumurile noastre toate și am folosit așa o expresie mai romanțată pentru că vrem să vorbim despre, nu numai despre drumurile noastre, ci și despre ce putem face având niște drumuri bune. SMS-ul 0766314582, dacă aveți întrebări sau sugestii pentru mine și pentru invitatul meu, care este domnul Ion Tudor. Să rămână, doamnă, bine, ne revedem cu drag și sănătoși. E adevărat, nu ne revăzurăm de anul trecut când, eu le-am spus-o la toți, zic, bă, dacă vreți să vedeți un reportaj pe Transalpina, mai uitați să vă și la ce face Aura. Pentru că mi-aduc aminte, anul trecut, după ce am deschis Transalpina, am fost împreună. Și într-adevăr a fost un reportaj am de profesioniști. Am o surpriză pentru dumneavoastră, am făcut niște selecțiuni din reportaj și le vor vedea telespectatorii în timp ce vorbiți. N-aș da? Știut că vreți să începeți cu asta. Da? Nu, când, nu contează, în funcție de programul dumneavoastră. Dar să vă spun, dragi telespectatori, că domnul Tudor mi-a luat-o înainte, este șef secție drumuri naționale Târgu Jiu. Târgu Jiu? Fost colonel de securitate, ne cunoaștem din 2000. Da, să rămână, da, așa este. Așa. Da. Și acum nu-și face numai treaba de om de la care conduce drumurile naționale, ci are grijă și de zona turistică, pentru că dacă n-am avea drumuri bune, nu ar veni turiștii. Cu siguranță. Haideți să vorbim despre ce făceam anul trecut pe Transalpina și haideți să vedem, dragi telespectatori, câteva imagini din acel reportaj. Mi-aduc aminte că la vremea respectivă peste noapte s-a deschis Transalpina. După ce s-a reușit să se... Da, o frumusețe. Transalpina, hai să zicem drumul regelui, zici, da. Folosim expresia mea. Da, aici sunt imaginile când era neasfaltată. Da, drumul regelui. Drumul regelui, așa cum era el. De la început să... Ia uitați, zidărie uscată după vremea... Romanilor. A fost refăcută. A fost refăcută, da, de rege. A fost refăcută de rege. Atunci aici a fost dărâmat, au venit unii să fure din piatră. Sau da, vedeți, noi avem imagini de 2007 când era neasfaltată. Da, da, înainte să înceapă lucrările. Da, bravo, felicitări. Cum nu a fost cu drumul regelui? Nu știa nimeni de drumul ăsta atunci. Știa securitatea. Dumneavoastră. Da, și știau și localnicii din zona. În aia, prin 1980, undeva în jurul 80, când Ceaușescu a pus piciorul în prag, nu o să alertă despre morțul mai devine, ca să se pună bazele unui turism modern în România, când toată lumea se întreba ce se întâmplă cu turismul românesc, de ce, având o bază atât de puternică și frumoasă, totuși ceva nu era regulă. Sigur, s-au luat niște măsuri, s-a stabilit, s-a constatat că și atunci ca și acum erau interesele grupurilor mari de agenții de turism și proprietari de hoteluri și alte pârti de schi sau stațiuni la mare, la munte, care sigur că aveau interesul să nu vină turiști. Trebuie să spunem adevărul pe față. Ca și acum. Și atunci la fel, ca și acum. Și atunci au luat niște măsuri drastice. Adică a pus un general de securitate șef la Oficiul Național de Turism. Sigur, noi spus, nu trebuie să faci turism, că avem destui oameni deștepți care știu să facă turism. Trebuie să ai grijă de oamenii ăștia și să te ții la aia care vin și încearcă să ne denigreze și să facă ceea ce fac. Exact. Și a reușit. Și la vremea respectivă s-a făcut și un filmuleț, propunere de weekend pentru o zi. Nu putea să zică drumul regelui. Da, corect. Uite, acum deja suntem pe drumul regelui modernizat. Asfaltat, da, modernizat. Da, asfaltat. Și atunci ce-a făcut? Eu zic, dom'le, cum să-i zică? Repede. Și au zis Transalpina. Și a rămas la vremea respectivă Transalpina. Iar când s-au apucat de proiect, și felicit pe cei care au avut curajul și și-au gândit atât de bine și atât de bine pentru Gorj, numai pentru Gorj, pentru țara asta și numai pentru toți care iubesc muntele, să facă acest drum. Un drum care greu s-a construit, dar s-a construit. Sigur, mai sunt de făcut. Dar îi felicităm pe cei care au avut inițiativa, curajul și pe cei care au lucrat pe acest drum. Chiar dacă sunt niște probleme, nu discutăm, nu ne interesează, noi vedem când mergem pe acest drum ce înseamnă frumusețele acestor zone. Și la vremea respectivă, vă spun, când s-a hotărât să se facă drumul regelui, s-a găsit pe undeva prin evidență, s-au găsit Transalpina și a zis Transalpina. A rămas Transalpina, deși
Discutam și la București și în alte zone și cu agenții de turism. Domnule, totuși rămâne Transalpina pentru că drumul Regelui undeva după Oașa face în dreapta, merge spre Sibiu. Bine, nicio problemă. Rămâne Transalpina, dar noi dacă vrem să-i zicem drumul Regelui, zicem drumul Regelui. Acum, vedeam, aseară pe un post de televiziune centrală am văzut o emisiune unde și realizatorii emisiunii și invitatul au avut curajul și au spus multe, multe lucruri adevărate și lucrurilor pe față cu ceea ce se întâmplă în România. Draga mea, nu vreau să rămână să discutăm foarte mult despre acest aspect, dar sunt interese atât de mari ca noi doar să fim consumatori de toate, noi, Când nația suntem asta, producători, ia uitați ce e iar când acolo. vedeți și acolo ce înseamnă fiind producători, ce producători adevărați. Eu am fost de multe ori și am văzut când vin străinii care trec pe zona, nu le vine să creadă. Deci rămân blocați. Opresc motocicletele sau mașini și vin și rămân blocați. Blocați, stau și se uită. Se uită și nu realizează ce se întâmplă acolo. Au impresia că e o stână unde oamenii care lucrează la stână. Și trebuie de fiecare dată le explică, li se spune ce este vorba, să vezi cu câtă plăcere și cu câtă poftă mănâncă și bineînțeles cum fac poze. Deci, vedeți, Eu i-am avem zis o studioul Foto zestră. Ștefanu Da, sigur că da, în sigur ziar. că da, când am fost acolo. Avem o zestră extraordinară în țara asta. Dar, din păcate, nu știm tot timpul, nu tot timpul. Nu vrem să strângem rândurile, să punem piciorul în prag, cum zice Uite, ce românul. facem noi acum, de exemplu? Sigur Strângem că da, rândurile, punem sigur piciorul că în da. prag și Să spunem arătăm mai ce lucrurilor avem. pe față. Oameni buni, asta avem. Ce avem noi mai frumos decât avem noi? Aveți voi mai frumos? Arătați dacă aveți voi mai frumos. Noi asta avem. Vreți să Vă mai spun amintiți ceva? acea doamnă care i-au trecut-o lacrimile când făcea Exact, interviu cu dumneai, exact, spunea că venea exact. din Egipt Da. și și-a păstrat și 2 zile pentru Ca să vină România să vadă România, și să vadă Transalpina. incomparabil. Da, vedeți? Vă mai spun ceva. Grupul Renault, centru de încercări, face încercările la mașinile, la prototipuri, pe Trânca, pe Transalpina, pe DN67C. Urmează să se facă niște lucruri importante, vă vom Ține informa și apoi. veți fi cu siguranță prima care va trebui, pentru că va fi o chestiune de promovare. Și, Categoric. na, ne știm de atâți ani, dar Dar noi cu asta ne ocupăm, cu asta vă adică. ocupați și mai ales am văzut filmarea, am văzut și când am fost ce s-a filmat și cum s-a filmat și am înțeles că ați promis și eu am promis că vom continua Episodul 2. episodul 2. Sigur că Anul da. ăsta îl facem. Sigur că da. Ei, și acum trecem la drumuri. Trecem la drumuri, drumurile naționale pe care dumneavoastră le administrați sunt o parte foarte bune și o parte care încă mai au probleme. Da. Întrebare întrebătoare, eu nu știu că n-am mai fost în zonă. Defileu? Câteva vorbe despre drumurile. Noi avem drumuri de categoria A, drumuri principale și drumuri secundare. Așa sunt împărțite în Așa. toată lumea. Drumurile principale sunt drumurile europene. Avem european de la Filiaș care merge spre Petroșani și tot drum principal este cel de la Vâlcea, Motru, Turnul Severin. Celelalte sunt drumuri secundare, dar asta nu înseamnă că nu sunt drumuri naționale. Drumurile secundare sunt un pic mai înguste, au alt regim. Sigur că s-a reușit după 3 ani de zile să ajungem în această situație, în această fază cu drumul național de la Rovinar, care era drumul Groazei până la Petroșani. Da. Până la Lainici este stratul de uzură terminat, deci este gata, cu excepția zonei Bumbești-Jiu, cât aproape 1 km, datorită unor probleme legate cu niște construcții, niște case acolo, trebuia un pic modificat proiectul, nici ca să nu dărâmăm construcțiile oamenilor. Și podul de la peste râul Sadu care se va face în acest an, iar de la Lainici, se scoate din contract parcarea, pentru că acolo pe motive de siguranță pentru cetățeni. Deci din motive de siguranță pentru oamenii care beneficiază de drumuri, se modifică acolo proiectul, chiar dacă ne izbim de opoziția unor indivizi care ne întrebăm ce interese au. Păi uite ce interese au. Avem o țară prea frumoasă, prea bogată, prea multe lucruri de văzut în ea și de ce să vină în România ca să ne bucurăm și noi, să trăim și noi bine, să avem și noi pensiunile noastre, stațiunile noastre, lasă să ne ducem în altă parte, noi doar să fim consumatori. Deci vine cu o propunere un domn care cunoaște bine Valea Jiului, Defileu și toate, să se facă tunel acolo în zona mănăstirii, să nu modificăm, să nu translatăm drumul dinspre mănăstire înspre
înspre munte. Și e vreo de dorocare undeva vreo câteva vagoane de piatră, pentru ca să stabilizăm bine muntele acolo în fața mănăstirii. Și nu facem tunel, o aberație, Dumnezeu, nu vreau să, poate să supere, nu îi trece. Păi faci tunel pe sub culoarul european CFR, culoarul european. Și cât? Plus, la ce mai avem mănăstirea? Păi când ăla propune să faci tunel, La ce interes reprezintă ăla? Ce mai vezi? Ce mai vrei? Ce vrei mănăstirea? Mai mult? Păi tocmai când ai o mănăstire, adică exact, un locaș de cultură, un locaș de cult, o frumusețe unde vin mii de oameni care se opresc, care beau o cană de apă sau se aprind o lumânare, se roagă, sau e chiar părintele și cei care nu știu de ea, pentru că o văd, e parcarea exact, lungă, au loc exact, să parcheze, exact, se opresc oamenii acolo și, vă spun, aprind o lumânare, poate uneori își servesc masa așa. Iar acest domn nu modificăm drumul, faceți tunel. Adică, ce vă trebuie, bă, mănăstire? Nu treceți prin tunel. Duceți-vă să vedeți mănăstirile din în alte țări, nu? Nu. Păi nu, păi, dar ce interes ar prezentați? Noi vrem, bine, să le vedem pe ale noastre. Știm și unde lucrează domnul și atunci... Nu, și dar vedeți? Nu, merite, draga mea. Cum nu avem probe când susține sușitare să facă tunel? Public. Ha? Public? Păi, la întâlnirile noastre, la ședințele care s-au făcut. Public. Trebuie să dovedim? Va trebui să o facă până la urmă dacă continuă să insiste chestiunea asta. Îl întreb eu. Sigur că da, și o să vă spunem și cine ești și când vă spun, îl cunoașteți. Da. Mai departe. Așa se întâmplă și cu drumul. Vedeți cum ne schimbă ăștia master planul? Ba picolo. Nu zice lumea să schimbă guvernul, să schimbă și drumurile. Nu. Poate că se mai schimbă pe la Bruxelles, poate, nu. Dar nu trebuie, nu. De ce să avem noi legat portul Constanța de centrul Europei? Nu, de ce să avem? Nu că avem, nu, avem port colo la Marea Nordului, avem Amsterdam, de ce să avem noi port la noi? De ce să intrăm noi în Schengen, doamna Aura? De ce să avem noi aeroporturi? De ce să avem noi aeroporturi multe? De ce? Las că au ei, nu ai cu căruța. Cu căruța, dar e mai frumos și cu căruța. A, chiar și cu căruța, străinii când vin le face. Am văzut o chestiune aseară la televizor, un distins domn general cu multe stele, ce eram în lift în Franța. Și vorbea bine franceză. Un lift cu multe persoane și la un dat zice cineva în franceză: atenție, sunt și români în lift. Ce mi-a venit să o strâng de gât. Ca să știi, buzunarele, ai văzut pe toți. Adică noi suntem hoți? Păi. Hoți sunt ei că ei ne-au furat țara asta și tot ce avem, bogățiile noastre. Nu noi. Ăia sunt hoți. Dar noi că avem pe ăștia care sunt, mai mult sunt hoți ai lor. Cerșetori. Păi, vedeți, după 89, trebuie să înțelegem atât, dar nici noi n-avem curajul să spunem. Guvernul ăsta, țara asta, statul ăsta român. Băi, fratele meu, sunt 1000 sau sunt 1 milion de romi, de țigani în Franța. Păi toți sunt din România? Nu. Dar în 89, că după Revoluția din 89, după evenimentele din 89, după răsturnare, după ce s-a mai întâmplat, evenimente, după schimbare, nu? Se și o revoluție așa să... Normal că evenimente. Evenimentele din... Normal că evenimente și 89. Poate odată vorbim. Ei, că vorbim. Și când după ce le trăiești și treci prin ele și vezi câte se întâmplă și câte minciuni se spun, încât nu se mai crede nici adevărul. Ei, deci vă spun, atunci a fost totuși o apropiere, o simpatie față de poporul român și toți ziceau: suntem români. Care îți ziceau, la ciurdit, la șterpeliți, suntem români, deși erau și noi din... Noi care am făcut revoluția, care am dat cu dictatorul jos. Da, erau și din Polonia, erau și din Cehia, și din Ungaria, și din Bulgaria, dar ei s-au toți în români. Ce am făcut noi după 89? I-am declarat, am zis romi, Petre Roman, ce-o fi avut în cap? Ce le zicem romi? Cum, bă, că ai jignit pe oamenii ăștia când ei spun: domnule, noi suntem țigani, ăsta este adevărul. Suntem țigani, de toate suntem țigani lăutari. Și ce am rezolvat noi că le-am zis rom? Păi ce am rezolvat noi că le-am zis rom? Nimic. Ca să zic că toți țiganii adică, din prin Europa. Adică din România. Că sunt din România, da. Și să știți că nu, avem și noi, nu ai noștri sunt răi, domnule. Sunt aia de prin alte prișini, așa. Totuși, cerșesc. E adevărat, în toată, de când e lumea. E, mai și fură, așa au fost. Mai și fură, dar nu sunt chiar. Da? Să știi că fură de la aia bogați și nu e subiectul nostru. Românul, frate, cu codurile am învățat cu haiducii, așa că dacă mai, sigur nu suntem de acord. Deci vedeți cum ne denigrează și zic, bă, cum mergem în România, ducem ani, ne fură ăștia mașina, bagajele. Toate chestiunile sunt făcute. Nu te duci în România că românii n-au mâncare bună. Nu te duci în România că mănânci și mori. Nu te duci în România că n-ai unde să dormi, că au WC-urile în spatele curții. Că n-au drumurile bune. Așa am trăit.
Că n-au drumurile bune. Că n-au drumurile bune și că n-au aeroport. Și nu trebuie să se și nu se fac drumuri. De ce nu se face? Draga mea, păi de ce autostrada? Păi Sibiu, n-are nicio importanță că e, trebuie făcută naveta pe acolo. Nu asta contează, dar e necesară din punct de vedere economic. Pe Valea Oltului sau pe unde se va face. Nu se vrea. Nu se vrea. Credeți că întâmplător Ceaușescu voia să facă port la capitală? Capitala să o lege la Dunăre? Nici nu realizăm. Noi nu ne dezmeticim ce înseamnă, ce ar fi însemnat port la București. Bucureștiul legat la Dunăre și la Marea Neagră. Nici nu realizăm ce făcurăm. Veni domnul specialist în ape. Nu, e o prostie, o tâmpenie. Totuși, sunt români și români care au în sânge, sunt adevărat de români și care au gândit la importanța acestei zone. Se gândirea alții mai șmecheri să le declarăm delta Bucureștiului. Venire niște ONG-uri, venire obținură, zona, arie protejată. Păi și la noi cum e legea cu arie protejată? Eu te întreb pe tine, doamna mea dragă, ce e mai periculos pentru pădure? Drumul meu pe defileu sau drujba? Da? Păi când a intrat cu drujba în pădure, dispare și ursul, și căprioara, dispare și vipera. Vin alunecările de teren. Ai, vedeți? De asta se nu se degradează terenul. Nu vezi ONG-urile să zică. De ce tăiați pădurile? Drujba! De drujbă nimic. Vin să zică de ce nu faci drumarii, nu știu câte coborâșuri, urcușuri cu scări. Nu știu. Vreau să spun că, legat de defileul Jiului, noi avem un acord de mediu făcut de specialiștii și cu care a fost de acord și specialiștii de la Parcul Național, adică angajații parcului, sunt oameni care răspund de vețuitoare, care răspund de cum sunt ei organizați. Sigur, plus că Agenția de Mediu, Autoritatea Națională de Mediu, prin Agenția Târgu Jiu, unde o echipă extraordinară și a spus, da, este suficient. Păi știu ăștia de la ONG-urile ăștia și domnul ăla care zice că faceți tunel, că noi nu mergeam și pe ploaie și pe vânt în defileu și cu cei de la mediu și cu cei de la parc. Bă, se pare că în zona asta era trecătoare totuși, dacă, deși diferența e mare, păi la 7, 10, 30 de metri de la șosea până la Jiu, cum trece căprioara? Da, sau vipera, sau nu trece nimic pe acolo. Păi acolo sunt puși parapeți. Dar în zonele larg deschise, pe unde erau trecătorile, acolo nu s-au pus parapeți. Așa că, vedeți cât de mult se leagă anumite și îți dai seama. Bă, de ce? La prima vedere, ăștia de la drumuri nu vor să facă pentru căprioare trecători. Nu, aici ai problema. Ăștia de la drumuri vor să facă parcarea în fața mănăstirii, da? Iar alții nu vor. Dacă s-ar putea să nu mai facem nici drum prin fața mărării, nimic. Să luăm și mănăstirea, să o băgăm. No, să o dărâmăm, să nu se vadă. Ei, aici noi trebuie ca români să ne dezmeticim odată. Băi, frate, băi, oameni buni. Sigur, eu am o vârstă, dar sunt încă verde, cum îmi spunea o distinsă doamnă, constructor pe drumurile noastre. Că da, mi-e drag de dumneavoastră, mai ales că are un copil student la arhitectură și au tras multinaționale de ei, grupul lor, să-i angajeze și n-au vrut. Și au zis, nu, ne facem firma noastră, muncim pe mai mult, pe bani mult mai puțini, dar muncim pentru noi, nu suntem slugile voastre. Bravo lor, felicitări! Și ca ei sunt mulți. Să știți că românii sunt deștepți. Din păcate, la hățuri trebuie să mai fie cineva, cât ar fi cai de frumos și armăsari. Dacă la de la hățuri nu tot timpul nu știe să... Nu se pricepe sau nu e bine intenționat. Degeaba, știți cum... Așa e și aici. Băi, frate, noi trebuie totuși odată pentru una călăuzind neamul ăsta românesc, poporul ăsta, pe drumurile cele bune. Deci, Gorju, vă spuneam, defileul Jiului, unde v-am spus, care este situația, de la Lainici în sus, urmează, cred că după întâi se va solicita închiderea, oricum anunțăm, dar închiderea cel nu închiderea circulației între 9 și 18 ziua. În ce zile e deschis? Va fi deschis numai duminica, sâmbăta de la 16 va fi deschis, dar până la 1 nu se închide, asta este foarte clar. Vom discuta săptămâna viitoare și vom informa la timp util, pentru că se lucrează la stratul de uzură, care nu poți să lucrezi sub trafic, că șoferi. Trece cu tirul, trece la toarnă ăla și după ce cilindrează de 3 ori, îi se pare șoferului, mamă ce drum bun, și ia cu tirul pe arătură ca cerban. Civilizație uneori. Da. Plus că se lucrează la versant, se montează plasele, blocaj greu, niște
panouri mari din plasă, din oțel, din fier, pentru torenți și arocamente și stânci. Și nu se poate altfel. Noi avem convingerea și discuțiile purtate cu constructorul, consultantul, până toamnă trebuie să fie gata. Porțiunea asta, cu excepția... De la Iniș până la... Da, sigur că da. Petroșani? Sigur că da. Pentru că a venit soluția și pe zona unde erau dalele, a fost o porțiune pe județul Hunedoara, dar e tot la noi în administrare acum, dale de beton, și era o soluție la un podeț, practic, e pod, figurează în proiect, dar e podeț care nu mai deschidere 4 metri jumătate, o deschidere în arc, o construcție făcută pe alt mod, deosebit de altfel inginerii români pe poduri, oameni deștepți. Asta este. Din păcate, ne fură alții inteligența și munca și meseria și... Dar ne dezmeticim noi, să știi, că de-a lungul anilor așa a fost tot timpul. Dacă stăm și ne gândim, dacă ne uităm unul în istorie și ai văzut profesorii de istorie ce frumos vorbesc și cum spun adevărul. Am omorât și pe Mihai Viteazu și tot ne-am revenit. L-am omorât pe Decebal, pe Tudor Vladimirescu și pe Ceaușescu. Ne-am asta ridicat. Este. Ne-am ridicat din cenușă. Din cenușă, după ce ne-a făcut, când, da, și cereu, când ne e bine și când ne zice, mamă ce bine acum, uităm că bă, pune părul la ușă că vine ăsta și îți fură casa. Uităm, știi? Dar după aia ne revenim și uite, tu știi, noi îi speriem pe ăștia postește, îi îngrozim. Tu știi ce a însemnat ea românească acum câteva zile? Noi i-am îngrozit. Da. Ăștia urmă, bă, nu știu, că românii sunt ăștia, da, sunt un nație. Cu ea lor, păi ce aici? N-ai, când am văzut, ce fel de și popor? Și gândiți-vă că a fost prima ediție. Prima ediție. Ce va fi la anul. Da. Și eu vă spune, știi, mă rog, știu că... Mă rog, au mai fost festivalul ea românească, dar aici la noi, da, la... prima dată. Acum și va fi, și cu adevărat, vezi, în toată lumea ea. Și au promis că vor face la anul tot la Peștișa. Da. Va trebui să fie, festivalul internațional aici la Gorj, pentru că e prea frumos județul ca să nu fie folosite frumusețele lui să le vadă toată lumea. Mă sunau cunoștințe de prin Dolj. Și apoi Brâncuș aici e căutat, nu în altă parte. Exact. Mă sunau de prin Dolj. Bă, unde e, mă, Peștișanul? Bă, n-ai auzit, mă, de Hobița? Bă, am auzit, dar cum așa? N-am fost. Bă, au fost copii. Bă, am fost copil la Hobița. Dar la Peștișan, bă, la Hobița, mă, acolo. Bă, mergeam pe drum, veneau și bă, ce mi-am cumpărat tițari, bă, să vină îmbrăcați în costumele astea. Ei, asta, marile structuri de afară se gândesc, bă, uite-i mă ăștia, când au zis ăștia într-o zi, ia să luăm ia pe noi și hai la București. Și când ne-am duce 10 milioane la București peste ei, îți dai seama. Și mai mulți. Deci și mai mulți. Vezi, avem niște simboluri care ne mobilizează, ne adună, ne fac să strângem rândurile. Nu realizează, tu știi că ăștia nu realizează, băi, de ce noi românii jucăm hora mare așa? Fie hora de mână, fie sârba. Și după aia tragem câte o învârtită. Nu, ei pentru ei nu realizează, băi, ce înseamnă asta? Bă, unitatea, strânsul ăla de mâini, înseamnă puterea, forța neamului, puterea românesc. Nu, încă nu realizează, știți, bă, românii. Și tocmai de aia, și faptul că suntem o țară prea frumoasă și bogată așa, s-au cășunat toți pe noi, se fure toți ce o fi și ce. De ce nu se deschide Roșia Montană? Am să vă spun în particular. Dacă vreți, puteți să spuneți. Da. Vă cruciți. Și nu numai Roșia Montana. De ce sunt doar anumite zone arii protejate? În funcție de interese. De ce s-a închis drumul lui Băsescu? Nu se poate așa ceva. O zonă atât de frumoasă. Și așa, sigur, se circulă, dar o mașină avea. Cheile corcoaiei. Cele mai frumoase din Europa, poate de, și... Se face canyoning după câte... Cele mai frumoase și zone, cele mai reci zvoare din Europa. Da? La Cerne. Retezatul. Cei mai frumoși munți cu Parângul, veniți încoace până la Parâng și munții Făgăraș. Nu sunt în lume așa ceva. Nu există așa ceva. De ce? Păi tocmai de asta. Și să vă dăbuște. Veniră ONG-urile, că nu știu ce faună și floră distrugi. Păi când pe acolo trece carul și căruța de mii de ani. Ce mai fac eu? Că ce mai vrei? Deasupra. Că sigur că da. Ba din contră, stabilizezi bine drumul ăla. Nu se mai duce căruța și o ia mai la 50 de metri mai încolo. Nu mai e nevoie să mai taie ăla în stânga, în dreapta ca să-și facă loc. Dar pe Transalpina, eu când m-am dus prima dată, era să rup mașina. Acum mergi cu sigur orice mașină. Da. Păi căprioara nu-și rupe picioarele dacă intră pe drum și drumul e plin de pietre. Aura. Dacă au grijă de căprioare, încerca să-mi spună mie, zice, domnule, vine vipera să bea apă din jiu. Bă, Dumnezeu să mă... Vine vipera sau capra neagră din vârful muntelui. Poate vine, poate vine, da. Șarpele iese în drum când îl doare capul. Ies, șerpi ies în drum. Dar știi că am văzut șoferii cum îi ocolesc?
Da? Da, am văzut șoferi că eu cresc, erau în fața noastră, nu au ocolit, au mers mai departe un pic, au oprit mașina și, bă, o fi viperă, bă, duceți-mă și dacă e viperă, ce dacă, de la 1 metru puteți să-i faceți poze, nu e nicio problemă. A, deci pentru a-i face poze se opriseră. Da, bineînțeles, sigur că da, deci românul e, și apoi, îl doare capul, șarpele iese în drumul, îl doare capul, îl omoară, că de aia iese în drum, știi cum se. Și Da. apoi mai e și altă treabă. Mai trebuie să trăim și noi oamenii pe aici, pe undeva, Mai Dumnezeule. trebuie Adică, sigur să ne hai bucurăm, să să mergem protejăm numai liniștiți. animalele, dar pe oameni cine îi protejează? Ei, nu trebuie Hai să să se. trăim într-o vorba aia, într-o comuniune. Și Acum, noi și animalele, care-i românul, problema? frate, cu codru. Nu a avut, n-are el nevoie românul de agenție de nu știu care, de ce ONG-ul ca să-și Să aibă vă dau grijă un de exemplu, pădure. eram la stână, la Crazna, cred, și filmam, îmi intrau, eram înăuntru în stână și filmam lângă foc și ne intrase fum în ochi și ne curgeau lacrimile în timpul interviului și povestea un cioban cum a venit ursul și a luat nu știu ce animal. Da, i-a luat oaia, sau i-a luat Așa, vițelul sau sau măgarul, vițelul. nu Și pe contează, da. urmă, zic, și cu cai, cu cai, știți că țin cai Da, singuri slobos, pe munte, sunt slobos, da. hergheli întregi pe munți, chiar i-am Da, găsit acum în da, zis, da, sigur. reportaj. Și zic, păi bine, și cu calul, cum să-l lași așa până la toamnă, să nu știi de el? Păi, dar e treaba lui. Bine, zic, și dacă nu s-a întâmplat să nu-i mai prindeți? Ba da, păi, i-a mâncat lupul, păi, și atunci nu-i păcat. Păi și lupul nu trebuie să mănânce și Da. el, zice Ai văzut cu ciobanul. câtă simplitate Păi dar omul trebuie să mănânce și el. și vine ăla cu nu știu ce ONG care abar n-are cum arată lupul sau Da. dacă arăți măgarul zice ce este a câine mai mare, știi? Vine aia, știi, și Și ne dau lecții ne dau lecții nouă. Sigur că da. de trăit Mergem, în natură da. și în comuniune cu natura. Vă spun, toate sunt interese, toate sunt bine concertate din afară. Din păcate, sunt prea multe cozi de topor și în țara asta care reprezintă interesele altora. Cel mai bun lucru. Vezi cât de greu să obțin fondurile europene în România, mai ales pe turism. Vă las-o de pe măsa și pe tasul își cere. Păi, vreți să facem, să cheltuim banii? Păi, hai să-i cheltuim. Că tot vi-am dat tot noi, Sigur că când am tot ne-ați, contribuit la și tot buget. ne-ați luat voi destul ca să aveți acolo așa. Da, în sfârșit, poate semnalul tras de Marea Britanie va fi și pentru Uniunea Europeană și vor găsi totuși, vor fi un pic mai clar văzători și mai drepți cu noi, adică prea ne consideră rămași așa în urmă. Păi nu realizează că noi suntem înainte la toți. Care e cea mai veche vatră strămoșească, vatră locuită din... Deocamdată cam pe la noi s-a găsit. După aceea... După câte știu eu, pe la Peștișani. Da, și în zona asta. Da. La Peștișani, în peștera Și nu știu cum îi zice, da. Cioarei. Ei, eu auzi. Peștera Peștera Cioarei, Cioarei. Da. de pe Bistricioara. Da, ca să vezi. Și vine și ne dau nouă lecții de civilizație și de cultură și de nu știu. Păi noi, românii, ne-am trăit între două imperii mari. Atenție, Imperiul Roman și Imperiul Otoman. Că ce a fost Habsburgi, nu știu ce, cu aia, cu austrieci, cu unguri, Nemții cu rușii, fleacuri, trecători. Civilizația de aici a venit. Culmea, să știi, Romanii ne-au de la civilizat prima romani. dată. Și s-au civilizat și ei, domnule, Ce-au nu că ne-au construit ei pe civilizat. la A noi. mers civilizația, deci romanii au început nivelul de civilizație înaintea noastră, poate. Dar și noi am mers rând cu ei. Noi. Ce te faci cu ăștia care veniră călare cu carnea crudă pe cal și după aia o mâncau. Ne dau o nouă lecție de civilizație acum. Știți de ce ne-i vorba, da? Sigur, și acum îi zic că țara, Mardealul, pământ strămoșesc. Al nostru. Păi al nostru e, dar nu al nostru. Strămoșesc al Sigur că da. nostru. E, sigur că da. Avem o Ei. întrebare de la un telespectator, haideți să-i răspundem. Dacă s-a deschis Transalpina oficial și cât o să dureze? Deci Transalpina este deschis oficial, am deschis-o înainte Transfăgărășanului. E? Știi cum e? Iaca! Ba, da, scandal! Păi cum? Transfăgărășan, Feu! după Deci, vedeți, mai aura cum e lumea. Ne acuzau pe noi, asta e lumea, știi? Tocau la noi că avem interese să nu deschidem Transalpina. Să o Să ținem nu închis, deschideți! da, să o ținem închisă, ai noștri de aici, să o ținem închisă, ca să se ducă turiștii pe Transfăgărășanu, pe Brucăr Bran, pe Perea, mă rog, pe unde. Ba mai mult, colegi, mă rog, nu sunt colegi, indivizi, care sunt păștatul CNADR-ului, au dus o campanie împotriva acestui drum de denigrare
Știi cum, când au ce aminte, că nu-s parapeți, că nu e sigur, că nu sunt Că urlă semne, că lupul urlă, în că rândă, câte, că știi. dă-i de Ei, capul meu, da. sălbăticie cu Iar cabanieri de-ai noștri, o parte. Că și zici că viața oamenii, dacă circulă cabanieri de-ai nebunii. noștri. Veneau la teror și spuneau, te mănâncă câinii, stați. Bă, sunteți nebun la cap. Băi, păi tu! S-aud autoritățile. Păi, aud autoritățile, n-aud că sunt surde, cum zici tu. Dar omul ăla care vede emisiunea ta la televizor și zici tu că te mănâncă câinii în rând, acest omul ăla. Mai vine, dracu, mai vine. Băi, Tu ca terminați-o banier, dacă tu Da. vorbești Și așa... s-au, sigur, s-au deranjat, că ne dați nouă lecții de turism. Dar cine sunteți voi, mă? De ce nu v-aș da? Nu vă dau, mă, eu spun ce simt și ce gândesc. Noi suntem autorizați, avem școli școli de ăștia. Pe școli care te învață să denigrezi locul pe E, care da, trebuie să-l aveau promovezi. atestat de nu știu care, de turism, nu știu. Dumnezeu, sigur. Apropo, ne vedem și Rânca. Salutare celor din Lucrurile, Rânca. da? Nu Lucrurile. toți zic la fel. Stați niște Lucruri, să asta nu vreau să spun. generalizăm. Lucrurile s-au rezolvat. Și, aura, știi ce au fost în stare să facă oamenii? Un lucru bun de... Bă, asta ne ține pe neam, pe meleagurile ăștia. Când suntem încolțiți, strângem rândurile și răzbim. Noi n-am avut finanțare pentru a lua un utilaj greu, a închiria un utilaj greu. N-a avut, a fost o conjunctură, a fost o chestiune, o greșeală, greșeală. Nu contează. Și în afara drumului erau în câteva zone zăpadă extraordinar de multă. Vagoane de zăpadă pe marginea drumului. Și eram la un moment dat în impulsivitatea, ne gândeam, aoleu, ne apucă iulie și nu mai dăm asta la o parte. Era periculos pentru. Tu știi ce au făcut oamenii aia din Rânca? O mână de oameni, știi? Da, dar omul a fost constructor la Casa Poporului. Reține. Oamenii umblați. A fost inginer la Trustul Carpați. Știi ce înseamnă drum și construcția? Altul, om de afaceri, care are... o firmă foarte puternică, transport de persoane, producție și așa. Deci, un grup de oameni, altul are firmă de construcție. Domnul, noi am reinventat voluntariatul. Ei. Zic, cum l-ați reinventat? Eventual v-ați adus aminte de el. Bine, l-am găsit! Și-au pus mâna de la mână și-au adus un utilaj mare și acolo, în zonele, în afara drumului, au luat zăpada și arocamente și bolovanii și au curățat zona. Iauzi. Să găsiră unii să comenteze. Dar n-are importanță. Important că acum au înțeles toți. Și ăia care ne mai înjurau, bine, cu excepția indivizilor care lucrează, sunt unii pe ștat la CNADR, alora n-ai ce să le ceră de taie bilete prin bilete, nu frunze la câini, în frontieră, știi, taie bilete la tiruri. Dar și cei din stațiune au înțeles oamenii. E clar. După ce deschisărăm noi... Transalpina, cei după Transfăgărășan, scandal, să râi la gâtul CNADR-ului, că sunt interese acum să deschidem Transalpina înaintea lor și că ăia pierd. Băi, au dreptate și oamenii aia. Băi, dar nu poți. A spus-o clar. Să facă general, și ei, voluntariat, general, care Exact. Problema? Cătălin Homo, a spus-o foarte clar. Domnul Tudor, să ne înțelegem. Siguranța participantului la trafic. Viața omului este pe primul plan. Și domnul general, să ne înțelegem, sunt trecut prin prea multe și eu înțeleg foarte bine. Știi? Dacă niciunul nu știe adică, ce înseamnă siguranța cetățeanului. Tocmai. Dar mi-a plăcut cum a pus problema. Da? Dar asta nu înseamnă că... Dar știi cu ce că asta nu înseamnă că veniți și îmi propuneți în august să o deschidem, da? Parcă îl văd cum... Opa. Deși l-a spus la televizor pe domnul Homor, un tip pare un tip mai blând, așa mai... Dar ferească Dumnezeu să intri în gură. Oh! Școliți cu o română adevărat. Zic, nu, în iunie. Zic, nu, în august. Cât de repede putem. A fost și, și primăvara a fost lungă rău. Știi, a nins mereu, a fost viscol. Băi, de vreo 2 ore am deschis până dincolo la cărbunele, nu la cărbunele, la Genderu, știi? Unde cel mai înalt. Și ziua deschidam și noaptea viscolul punea la loc. Cam meșterul manole. Dar nu ne-am lăsat. Adică îi felicit pe colegii mei care au fost deschis de la cap la coadă, de la 7 la 9. Dacă un mal așa de zăpadă ca anul ăsta n-am fost. Mai nu e? Mai e. Au nu fost. Mai e niciun mal de zăpadă? Era de 6, undeva am lăsat, era de 7 metri. Da, mă știi cum, și s-a topit totuși, s-a a fost topit, cald. Că a fost zilele cald. Astea, săptămâna trecută a fost foarte cald și a fost foarte cald și pe munte, a venit temperaturile la valul de căldură. Da, ca să revenim. Acum, eu am vorbit despre Rânca, ori de câte ori am avut ocazia.
Și când închideam drumul și când îl închideam, mă înjurau că le închid drumul. Ce vreți, mă, să moară oamenii, să rămână în zăpadă? Că dacă rămân în zăpezii 5-6 mașini, cu oamenii cu 5-6 mașini, mai vine dracu iarnadu. De ce mă lăsați-o așa? Sau cad în prăpastie, Doamne. Sau că știm ce să facem, știi? Și că închideam, că vezi, Doamne, le închideam iarna drumul. Păi îl închideam, că era vorba de viața oamenilor. Dar nu niciodată, au mai fost, nu au fost care s-au întors, dar cei care au venit și le-am spus, doamne, 4 ore, nu-l deschid, nu se poate 4 ore. Dar după 4 ore, că nu uitam la prognoza, acum să o spun ăștia, știi, imediat prognoza, imediat, știi, cum o cu nimer. Și îți dai seama, într-un sfert de oră, jumătate de oră, 40 de minute, îți dai, bă, e clar, uite, că încet, încet, dispare viteza, reduce viteza vântului. Asta ne omoară, e vântul la rânca, nu mai vânt cu ce țigană, fie că tot fi de fric, nu mai vântul să nu bată. Așa e și la rânca. Și spunea, urcam, îi luam după noi, 4-5 mașini după utilaje și tot timpul i-am dus. Dar am vorbit de rânca, rânca, rânca asta. Băi, să audă lumea. Ei au zis, te mănâncă câinii. Da, trecem peste asta. Urmează, sigur că urmează raliul la rânca și cu siguranță suntem parteneri logistici pe 9 iulie, raliul în coastă și sigur, cred că sunt vești foarte bune că se preconizează să fie circuit viteză de coastă european, acum va fi național, după asta, după acesta să fie... Știi ce, știi ce se va însemna? Să fie, să vezi, câteva sute de mii vor veni pe perioada. În primul rând, numai echipele tehnice, staff-urile care vin. Aia vin sute. Și după european urmează internațional. Și dai seama. Nu? Sigur că da. Și adusără la fel cum și adusără în lumea să vadă Transalpina. Da, ăștia știu, o să zică, domnule, de ce ați adus-o voi? De ce n-am adus-o noi? O duceți-o mă voi, nu ne deranjează. E, mai departe, urmează Bifest Transalpina. Consiliul local. Consiliul local, ca și anul trecut. Da, da. Se va organiza spectacol, că e în perioada zilele orașelor cu Novaciu. Primarul Leuștean, cu primarul de la Baia, cu Turbăceanu, cu primarul Cârciumaru. Asta este, oameni buni. Și eu știu că mulți mă înjură când zic Cârciumaru, dar eu o zic din suflet pentru că îl știu de atâția ani și știu de ce a fost în stare să facă și ce în stare să facă. Ca și Turbăceanu sau Leuștean, sigur că da. Sau... Care a fost la drumul înainte. Care a fost la drumul înainte, sigur că da. Și cu care am avut o colaborare foarte bună și acum perioada când a fost cu Transalpina. Ei, asta ca să vă dați seama, dragi spectatori, că n-avem treabă cu politica. Aici. Da, bineînțeles. Aici facem, deci vreau să spun că vor fi câteva șantiere pe 67, de la Târgu Jiu spre Motru, canalizări și așa. Și aceia sunt doi primari liberali. Și la Bălești și la Câlnic. Da, ce înseamnă, ce treabă are politică? Și astăzi m-am întâlnit cu primarul de la Câlnic și am vorbit săptămâna trecută cu primarul de la Bâlteni. Încep lucrările, sunt niște condiții care sunt respectate. Interesul este și al nostru și al lor să se facă cât mai repede și cât mai bine. Pentru că nu se știe, poate într-un an, doi, va intra drumul reabilitare, vor, nu știi, și după ce reabilitezi, mai greu să mai sap pe lângă el sau pe sub el. Deci politica e politică, sigur, și are rolul ei și administrația administrației. Și urmează, va fi un spectacol mare la Rânca. Vom fi și acolo partenerii pe susținere, pe logistică. Noi, la nu ce ne-a de rău, pentru că, bă, dacă tu ne înjură toți, să ne înjure și de bine. Vezi, aura, draga mea. Deci la drumuri e un subiect pe care... peste oricine, habar, poate să ai habar, să n-aibă nimic despre drum, să nu știe, să n-aibă nicio legătură. Zici, a, mergi de la Târgu Jiu la Rovinar și sunt gropi. O, grop pe drum, toți vorbesc, toți ne înjură, să găsesc. Ei, eu nu sunt drumar. Mulțumesc Dumnezeu, am vreo 4 ani de când sunt aici la drumuri. Omul sfințește locul. Norocul meu cel mare a fost că am fost colonel și că știam ce înseamnă drum. Drum sigur. Și știam ce pericole sunt pe un drum. Învățate de mult. Învățate de la ingineri adevărați de drumuri și norocul meu este că am la Târgu Jiu 5 ingineri de drumuri. Eu... n-au alții la alte secții. Deci eu am ingineri de drumuri, drumari. Păi de oamenii ăia știi cum îi țin în palmă. Dacă mâine vine la 8 și ce, plec la 8 jumate acasă, du-te, domnule. Pe cuvânt de onoare. Dar dacă poi mâine e o problemă în drum și îi spun, trebuie rezolvată, le rezolvă tot timpul. Da? Și sigur, și am și împărțit, sunt doamnele care sunt mai mult pe munca de birou, pentru că sunt multe de făcut, și oamenii care sunt ingineri care sunt pe munca de teren. Dar dacă i-ai trimis, e sigur că rezolvă problemele. Plus că toți șefii de district sunt tehnicieni de drumuri. Mai, cum erau de mult maestri aia pe șantier, aia care știau meseria. Ei, tehnicienii știu și au învățat și ei carte și chiar mă bucur pentru. De asta îmi permit eu să vorbesc cu atâta drang și atâta elan despre drumuri.
și despre drumurile naționale și despre drumurile naționale Târgu Jiu, pentru că am o echipă lângă mine, da? Că îi deranjez, pe mult. Eu știu că de, au crezut unii după vreo... Așa se întâmplă. Când, și când am fost la OPC-ul, și când perioada de gloria noastră... Când umblam noaptea să-l prindem. Și prindeam, ai văzut? Nu-i omoram. Le arătați cu degetul, bine. Nu-i frumos. Vezi că e 100 de milioane amendă, ai grijă. Da. Prevenire, făceați prevenire. Prevenire, sigur că da, și a fost foarte bine și așa trebuie. Ei, vă spun că după vreo 2 ani voiau unii să-mi ia locul. Am zis la poliția locală, ani de zile să-ți băteau, să toți băteau. Bine, era fenomenul. Nu trebuie să o zic și pe asta. Știi că Tudor Vladimirescu, înainte de a fi, când era comandant de plai, era capitan de plai, șeful grănicerilor pe aceea, a fost condamnat la moarte de vodă Caragea. Din ce motive Dumnezeu știe, nu știu. Era condamnat la moarte, a venit și a furat efectiv toate vitele, care se ocupa cu... Și Tudor a trebuit să plece, știi? A fugit și când s-a întors... A zis, vă ia mama. Și l-a luat. Deci a avut grijă de vodă Caragea. A rămas în istorie ca ciuma lui Caragea, știi? Ei, cred că ăștia cu numele ăștia ar fi predestinați, dar Doamne ferește să nu mai e. Așa? Am mai și pe mine mă cheamă tot Tudor, știi? Și, da. Și pe el Caragea. Așa. Și, nu, da, mi-aduc aminte în perioada aia câte nenoroci, neghiobiri au făcut. Și până veni la drumuri. Aoleu, zic, băi, m-am vintat să fac drumuri. Bă, fratele, mă, hai să facem drumuri, mă. Hai să-l facem. Pot, ăștia sunt spanioli. Ăștia, știu ce au de făcut, intrăm în conflict, veni hârtia aia cu scrisoarea pierdută, îți aduce aminte cum iau, tu te l-ai scos, scrisoarea pierdută, zicea cine-i Trahanache, cine-i Pristanda, și bă, zic, eu n-am cum să fiu Pristanda, Dandanache, Agamiță, mă rog, cum e. Păi tu că eu, ăla era șeful poliției, știi, mă făcuși pe mine Agamiță, Dandanache, bă, tu te făcuși, mă, nu eu, știi, la vremea respectivă. Deci, dați seama ce am semnat, să dai o hârtie, tu o instituție care n-ai nicio legătură cu asta, tu semnezi tu, hârtia aia să întrerup lucrările de la Rovinari până la Bumbești Jiu, pentru faptul că erau siturile arheologice la, unde n-avea nicio legătură. Era contract cu muzeul. Atenție! Era specialistul muzeului care supraveghea lucrările tot timpul, știi? No. Păi da, se putea întrerupe. Se putea întrerupe de la kilometrul 15. N-avea voie. Deci imediat de informa procuratura. Procuratura, eventual parchetul, prin procurorul. Dom'le, stop! Oprim aici, punctual. Dar nu el. Dar a dat-o de la Rovinari. Că de la Rovinari la Târgu Jiu lucra o firmă care nu era lui dragă. Te doare mintea. Cozile de topor. Hai să trecem mai departe să vorbim. Mai avem două minute, da. Cum mai avem 2 minute? 4. 4. Deci mai avem, tot în administrarea noastră este Transalpina despre care vorbim. Drumul până la nu, în zona asta, Motru? Peste Godeanu, până la Motru, peste Godeanu, până în Valea Cernei. Și mai aveți posta națională făcută acum, Scoarța... De merge pe la Cărbunești. Stoina se duce. Da, Stoina până la Dolj. Ăla-i că am văduvit, serios. Să știți că mai avem 5 km de turnat asfalt în zona aceea după Licurici, în comună. Iar porțiunea de la Scoarța, Cărbunești, Licurici, Drăgășani a fost câștigată licitația. Din păcate, chestiunea nu ne depășește, nu mai este la noi în grădină. Eu și vreau să ne încadrăm și să terminăm Rovinari Petroșani. Tot la noi este și Jiețul, drumul pe Jieț, de la Petroșani peste munți până la Obârșa Lotrului. Și da, nu până la Obârșe, până la Miță cu Hunedoara. Sperăm că într-un an, doi, să înceapă lucrările de reabilitare și a drumului Târgu Jiu, Baia de Aramă, pe Tismana. Da, da, da. Sigur, facem reparații în perioada asta. Îi văd pe toți că își dau cu părerea mea. Reparațiile sunt reparații punctuale. Reparații este întreținerea periodică. Nu se toarnă nici covor. Ha, ne-a dat unii amendă. Dar îți povestesc altă. Bă, dacă dai amendă, dă-o-mă dacă știi pe ce să dai. Dar nu dai amendă să te afli în treaba. V-a dat amendă cine? Nu mie personal, la instituție. E, cine? O instituție. Poliția.
nu neapărat, nu putem generaliza instituția, știi? Un reprezentant, așa. Un cetățean de la poliție. Un reprezentant, așa, dintr-o dorință. A dat amendă drumurilor naționale? Că n-am avut, nu știu, că n-a fost semnalizare. Dom'le, corect, ce e corect. Noi avem o relație foarte bună cu Serviciul Poliției Rutiere și cu județul și municipiu, deși pe municipiu nu avem foarte multe drumuri, dar în general foarte bună colaborare. Este un polițist la rutieră, inspector cu siguranță, specialist în ceea ce înseamnă semnalizarea și cu inspectorul nostru, plus că cu toți șefii de la rutieră am avut relații foarte bune. Ajuns să-ți reîndiți grația lui individul ăla căci că te-ai dat cu tâlharul de tot. Ani frumoși au fost, în ghilimele, dar nu frumoși, nu chiar ușor. Dar vezi, Dumnezeu a avut grijă și de noi ăștia mai năcăjit și ne-au ocrotit. Ei, da, asta este ca așa, ca o paranteză. Lucrările astea sunt lucrări de întreținere, sunt special pentru plombat gropile și pus nu covor, porțiuni întinse de asfalt la reparații. Astea sunt. În speranța că se va rezolva, este deocamdată o neînțelegere vis-a-vis de executarea acestor covare, Curtea de Control a venit cu un punct de vedere, noi beneficiarul am avut un punct de vedere, noi constructor altul. Dar o să trecem și peste asta. Așa că Dumnezeu să ne ajute și drumuri bune. Am o întrebare. Scriam cu vreo 10 ani în urmă despre niște transporturi de cărbune spre termoturceni care au distrus drumul. Se mai întâmplă așa ceva? Acum o să-ți dau răspunsul și o să zic că cei care se uită pe ăștia să înțeleseră. Da, din păcate, cântarele, interesant și interesat, au fost luate de la drumurile naționale, deci administratorul drumului, care avea cântarul și cântărea pe ăștia, pe toți care treceau. Unde erau? La noi. La noi. Împreună cu poliția. Așa. Cântăream tot. Și zi și noapte. Peste tot mergeam. Au fost luate, s-a reorganizat. N-am nimic ISCTR-ul. La ISCTR-ul. Toată stima, o instituție serioasă, oameni deosebiți, dar foarte puțini. Care au, sunt moace comunală, ei trebuie să verifice și transportul de persoane și transportul de toate și n-au timp de cântar. Da, dar cântarele nu stăteau niciodată între... Pe vremea aia, crezi între că, turceni crezi și... Crezi tu că pe vremea mea ar fi încercat vreunul să-mi spună unde să stea? A? Putea să închidă drumul, cum l-a mai închis, deci, dar tot degeaba. Deci transportau la o dată și jumătate capacitatea. Uite, așa era drumul. Și am văzut om răsturnat în fața mea. Da, din cauza... Mașină, din cauza valurilor și o să de vedem, șosea. O să vedem și pe zona asta și pe Tizmana. E adevărat, dar sigur, a fost calculat pentru o anumită capacitate drumul, dar sunt drumuri reabilitate care datorită tonajului se fac denivelări. Și? Nu facem nimic cu tonajul ăsta? Ba da, noi am avut o întâlnire la Sucevița cu directorul general, inclusiv cu Dumitru Costin, președintele BNS-ului, și domnule, ajutați-ne și voi pe noi, că voi sindicaliștii, noi vă susținem, că fără noi ce faceți? Dar trebuie să facem front comun vis-a-vis de cântare. Dacă ai ști cât de ușor se poate face această operațiune, ca și cu rovinetele. Rovinetele acum sunt puse pe niște stâlpi mari, noi am venit cu niște propuneri, miercuri mă duc la București, la fel cu Renault, să avem o mașină echipată, un echipaj mobil cu rovinetele, o să fie mobil să duce, uite, în toate părțile, să nu mai știe ăștia, să nu mai vină un zebzec de-al meu de la Lelești, mai e și neam cu mine, și-a dus și da cu picioarele și-a răsturnat rovinetele. Și a făcut plângere penală. Ce să fac? București a văzut ce s-a întâmplat acolo. Sunt înregistrate. Ce de la joacă fotbal cu camerele noastre? Ce ați făcut? Hopa. Ce să fac? Știam de... Au făcut referat oamenii și l-am trimis la poliție. La parchet. Asta este. O să probabil că o să-i dau amendă în sfârșit. Sper, nu suntem știu. La finalul emisiunii. La finalul emisiunii. Deci hai să ne promitem că mergem pe Transalpina. Să mai facem un reportaj. Hai să facem. Să nu uităm că urmează și Transalpina by Fest, că eu sunt convins că vor strânge rândurile și de data asta și nu mai e nevoie de voluntariat, dar dacă va fi nevoie să mergem undeva cu lopețile, să facem prin pădure ceva, sigur vor merge oamenii muntelui, oamenii din Rânca. Sper să se înțeleagă odată pentru deauna că n-are Tudor niciun interes. N-am cabană. N-aveți cabană la Rânca? Nu. Am destui prieteni dacă vreau să mă duc să dorm o noapte la Rânca, dar eu iarna la Rânca nu dormeam, că trebuia să stau la zăpadă.
Vara stau la mine la Lelești și mă duc pe Sohodol sau pe Șușița. Sigur, mă duc și la Rânca, dar asta nu înseamnă că nu sunt interesat de această zonă. Curajul să spunem lucrurilor pe față și vă felicit și să, vedeți, dacă ar începe de aici, studiourile, din studiu, ar începe oamenii să spună adevărul, să aibă curajul să spună realitatea și colo și colo și colo, le-am transmite un mare semnal celor care ne consideră lumea a treia. Știți cât de bine sunt primite, că noi postăm și pe Facebook aceste reportaje pe care le facem prin județ. Știți câte like-uri, câte share-uri, câte vizualizări au? Da. Incredibil de multe. Da. Avem un Gorj frumos, să faceți drumuri bune pentru a putea fi vizitat. Sigur că da. Spor la treabă vă urez, să mulțumesc mult pentru prezența în studio și mulțumesc și mă bucur că ne-am revăzut cu mare drag. Transalpina. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!